Pisica și râsul. Odinioară, pisica și râsul trăiau la oaltă ca niște neamuri adevărate. Pisica îl învăța pe râs tot felul de lucruri. Într-o zi îi spuse: oamenii au foc, am să merg să le cer ca să ne fierbem și noi mâncarea. Și plecă în sat după foc. Oamenii o primiră bucuroși și o poftiră în casă. Aici simți mirosul grozav de îmbietor al orezului care fierbea în oale. Tare ar mai fi gustat din el, dar orezul nu era încă fiert. Pisica luă un lemn aprins ca să-și facă foc și plecă spre pădure. Când ajunse destul de departe de sat, stinse lemnul și se întoarse iar la oameni, spunându-ne că se stinsese pe drum. Orezul fiind fiert, oamenii o poftiră la masă și ea se așeză bucuroasă. Ce gustos este, gândea pisica sorbind din fiertură. Tare buni sunt oamenii și grozav știu să gătească. Și uitând de foc, se întoarse în grabă acasă și spuse râsului: oamenii sunt foarte pricepuți și primitori, hai să trăim printre ei. Râsul nu vru să plece, ba încercă să o oprească și pe pisică. Atunci pisica se apropie prietenoasă de râs și îi propuse să-l învețe să se cațere în copac. Râsul bucuros făcu așa cum l-a învățat, numai că pisica i-a arătat doar cum să urce și nu cum să și coboare. Când a ajuns în vârful copacului, râsul nu mai știu ce să facă, iar pisica se strecură repede printre crengi, coborâ și fugi la oameni. Râsul nu mai putu coborâ din copac, foamea îi sfâșia stomacul, până la urmă, nemai putând răbda, sări pe crengile subțiri, cum văzuse că a făcut pisica. Dar căzu cu capul în jos și-și suci gâtul. De atunci râsul umblă cu capul în jos.